Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova beneficiază de servicii stomatologice gratuite. În această săptămână, echipele mobile de medici stomatologi au ajuns în mai multe sate din raioanele Criuleni și Strășeni. Proiectul este susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Nu vă ține nicio convinție, așa nu prea ai fost pe la medic. Bun, asta e bine, pe de o parte, că nu sunt convinție. Noi să aplicăm un strat subțireal de calciu, bine? Bine, așa. Bun, stai așa. În satul Românești, raionul Strășeni, au fost examinați peste 120 de copii, atât de la gimnaziul din localitate, cât și de la grădiniță. De dimineață, echipa mobilă a parcat în curtea școlii. Mi-au spus că doar trebuie curățit un dinte de piatră, o măsa, și atâta tot. Când eram mai mic, am avut probleme mai des și am vizitat dentist o dată în săptămână, în decurs de o lună. Toată școala foarte tare se bucură de oportunitatea propusă, adică că dinții este un lucru foarte important, nu doar pentru cavitatea bucală, dar și pentru toate organele. Probleme cu dinții n-am avut, la dentist am fost odată să văd dacă mi se clătinau măsa. Ne spălăm dinții dimineața și seara, timp de 2 minute cel puțin mă atingă. Eu îmi spăl dinții dimineața, seara așa, din când în când. Trebuie spălat dinții două ori pe zi. Așa, și îi speli regulat? Da. Așa, și nu ai fost niciodată la stomatolog? N-am probleme cu dinții. Directorul gimnaziului spune că astfel de servicii sunt binevenite. E foarte bine, pentru că noi moldovenii ne adresăm la medic doar atunci când ne doare ceva. Am fost prea întâmpinați, a fost coordonat totul cu Direcția Generală Educației Strășeni, coordonat cu Ministerul Educației, adică Socotchi e o companie foarte benefică. În total, în această săptămână, medicii stomatologi vor examina copii din 5 localități din raioanele Strășeni și Criuleni. Situația diferă de la sat la sat, dar, per general, situația este bine. Adică observăm, noi tragem mare atenție la dinții permanenți, oferim la toți copiii consultații și igienizări profilactice. La copiii mai mari, deseori punem accent deosebit pe dinții permanenți, dinții care nu se mai schimbă, le facem sigilări profilactice. Săptămâna trecută au efectuat examene profilactice gratuite în jur de 800 de persoane, dintre care aproape 450 screening pulmonar, iar 345 de copii au fost consultați de medicii stomatologi.